Salutare, dragilor! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să discutăm despre un subiect tare, tare interesant și care îmi place foarte mult, despre yin și yang-ul sănătății, ca să zic așa, adică despre motivație și disciplină. Acesta este un subiect interesant care este adesea dezbătut. Este mai importantă motivația sau disciplina în atingerea obiectivelor noastre? Adesea putem înțelege greșit termenii motivație și disciplină și îi folosim în mod interschimbabil. Cu toate acestea, semnificația și rolul lor în schimbarea comportamentului sunt foarte diferite. Atunci când vine vorba de obiectivele de sănătate, este important să identificăm ceea ce ne motivează, adică motivația, și apoi să folosim acest impuls pentru a construi obiceiuri sănătoase. Aceasta este disciplina. Motivația este ceea ce avem nevoie pentru a fi inspirați să facem o schimbare. Merită să reflectați asupra a ceea ce vă motivează, să doriți să faceți schimbări în viața voastră care să fie benefice pentru sănătatea dumneavoastră. Care au fost principalele lucruri care v-au motivat să luați în considerare posibilitatea de a face schimbări? Doriți să vă îmbunătățiți nivelul de energie și să vă simțiți încrezători în voi înșivă? Sau poate că au fost familia și oamenii din jurul dumneavoastră care v-au încurajat să faceți schimbări sănătoase. Acestea sunt întrebări interesante care se concentrează în jurul ideii de ceea ce ne motivează sau de ce facem ceea ce facem. Psihologii au determinat două tipuri de motivații care ne explică comportamentele noastre și modul în care urmărim obiectivele. Există două tipuri de motivație, cum am spus, cea intrinsecă, adică din interior, și extrinsecă, adică din exterior. Motivația extrinsecă apare atunci când suntem motivați să ne implicăm într-o activitate sau să realizăm un comportament pentru a câștiga o recompensă sau pentru a evita o pedeapsă. Nu alegem să desfășurăm activitatea pentru că ne place sau o găsim satisfăcătoare, ci mai degrabă pentru că vom câștiga ceva în schimb sau vom evita ceva neplăcut. Câteva exemple de motivatori extrinseci sunt lucruri precum un bonus monetar sau o mărire de salariu la locul de muncă, dacă atingem anumite obiective cheie sau participarea la competiții sportive pentru trofee, venirea la timp la serviciu pentru a nu fi mustrați de manager sau pierderea în greutate pentru a arăta mai bine în haine. Motivația intrinsecă implică angajarea într-un comportament sau o activitate pentru că o găsim personal satisfăcătoare. Această motivație se bazează pe interesele și valorile noastre interne. Înseamnă că îndeplinim aceste sarcini de dragul nostru și că suntem implicați în proces mai degrabă decât în recompensă. Considerăm comportamentul în sine ca fiind propria recompensă. Printre exemplele de motivare intrinsecă se numără efectuarea unui antrenament dimineața pentru că vă simțiți bine, rezolvarea unui puzzle pentru că vă place provocarea sau alegerea unor mese sănătoase pentru că vă place să le gătiți. Cercetările au arătat că persoanele care sunt motivate din interior tind să-și mențină schimbările sănătoase pe termen lung, spre deosebire de cele care sunt motivate
doar extrinsec, adică din exterior. Ceea ce știm este că motivația extrinsecă nu durează la nesfârșit și că în cele din urmă va dispărea. Este nerealist să ne bazăm doar pe această motivație pentru a ne atinge obiectivele. Aici intervine disciplina. Cei mai de succes oameni folosesc o combinație între disciplină și motivație și motivație intrinsecă pentru a-și atinge obiectivele. Când ne referim la disciplină în acest context, ne referim la a ne antrena să te comporți și să lucrezi într-un mod controlat și regulat sau, în esență, să-ți construiești obiceiuri sănătoase. Studiile au arătat că persoanele care dau dovadă de o bună autodisciplină sau voință tind de asemenea să aibă obiceiuri bune. Acești oameni își structurează viața astfel încât să evite să fie nevoiți să ia o decizie bazată pe voință în primul rând. Atunci când nu ai chef să faci ceva, voința ta va fi scăzută, așa că nu ne putem baza pe asta. Oamenii care fac aceeași activitate, de exemplu planificarea mesei în fiecare duminică sau meditația de 10 minute în fiecare zi, își realizează obiectivele mai ușor, nu pentru că au o voință bună, ci pentru că rutina îi ajută. Trebuie să folosim disciplina pentru a forma obiceiuri sănătoase. Oamenii sunt creaturi ale obișnuinței, iar formarea obișnuințelor necesită disciplină. Atunci când începem ceva nou, cum ar fi mersul la sală sau meditația, trebuie să ne concentrăm o mare parte din puterea creierului asupra acestui lucru, deoarece nu ne este familiar și învățăm practic un nou comportament. Pe măsură ce practicăm în mod continuu această nouă activitate, îi dedicăm din ce în ce mai puțin activitate cerebrală, conștientă și în cele din urmă devine automată. Există o mulțime de obiceiuri automate în viața noastră de zi cu zi, care sunt acum o a doua natură, cum ar fi, nu știu, spălatul pe dinți sau condusul mașinii spre serviciu. Nici măcar nu ne gândim de două ori la acestea. Cercetările sugerează că este nevoie de 66 de zile pentru a forma un nou obicei și pentru ca acest comportament să devină automat. Prin urmare, ar trebui să practicați meditația, de exemplu, în fiecare zi, timp de aproximativ 2 luni, înainte ca acest comportament să devină o a doua natură. Pentru ca schimbările noastre sănătoase să dureze pe termen lung, trebuie să le transformăm din schimbări inițiale bazate pe motivație în obiceiuri bazate pe disciplină. Începeți de la mic la mare. Atunci când începeți un nou obicei, cel mai bine este să stabiliți întâi un obiectiv mic pentru a vă ajuta creierul să învețe și să se concentreze asupra acestui nou proces. De exemplu, mai degrabă decât să vă stabiliți obiectivul de a merge la sală în fiecare zi timp de o oră, ați putea începe prin a merge la sală în fiecare zi timp de 2 săptămâni, timp de doar 10 minute de fiecare dată. Este nevoie de disciplină pentru a vă pune hainele de sport, pentru a vă urca în mașină, pentru a conduce până la sala de sport și pentru a intra înăuntru. Deși poate părea inutil că sunt doar 10 minute, chiar merită. De fapt, în acest mod puneți bazele pentru a crea o bună rutină zilnică.
în cele din urmă, odată ce ați atins acest prim obiectiv, s-ar putea să aveți chef să măriți timpul de antrenament la 20 de minute, apoi la 25 de minute și așa mai departe, până când devine un obicei să faceți un antrenament complet la sală. Asta e cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii, că își pun obiective foarte mari de la început. Cum putem să combinăm disciplina cu motivația intrinsecă? Bun, păi așa cum am menționat mai devreme, cercetările au arătat că cei mai de succes oameni folosesc o combinație între disciplină și motivație intrinsecă, adică din interior, pentru a-și atinge obiectivele. Disciplina vă va ajuta să formați obiceiuri sănătoase. Cu toate acestea, știm de asemenea că persoanele care dau dovadă de cel mai mult autocontrol, de fapt se bucură de obiceiurile pe care le urmăresc. Se pare că aceasta este combinația câștigătoare. Atunci când decideți ce obiceiuri sănătoase doriți să implementați, este important să vă gândiți la modul în care vă veți bucura de această activitate. Dacă obiceiul dumneavoastră este să faceți mai multe exerciții fizice, alegeți un exercițiu pe care vă face plăcere să-l faceți și apoi stabiliți obiective mici pentru a vă construi o rutină bună. Rețineți că pe măsură ce vă îmbunătățiți nivelul de productivitate la sală, s-ar putea să începeți să dezvoltați o motivație intrinsecă de a face exerciții fizice, deoarece vă face să vă simțiți foarte bine. Așadar, în timp ce motivația extrinsecă ar putea să vă facă să începeți, combinația de disciplină și motivație intrinsecă, adică din interior, este cea care vă va împiedica să renunțați. Vă mulțumesc că ați urmărit acest video. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să dați subscribe, like, share. Vă mulțumesc, o zi plăcută!